Sorinel Voroneanu își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Acesta este acuzat de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Bacău, de două infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani și participație improprie la fals intelectual. Tot în acest caz sunt cercetate în libertate alte 5 persoane. În rechizitoriu, procurorii susțin că în perioada septembrie-octombrie 2014, inculpatul Docolina Ioan, prin intermediul inculpatului Pascal Iosif, a luat legătura cu inculpatul Voroneanu Sorinel, pentru ca acesta din urmă să-i faciliteze obținerea permisului de conducere. Ajutorul pe care îl solicită constă în traficarea influenței pe care inculpatul Voroneanu Sorinel pretindea că o are pe lângă funcționarii din cadrul Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehicolelor neamț, astfel încât aceștia să îl declare admis în urma susținerii probelor teoretice și practice. Suma pe care inculpatul Voroneanu Sorinel a cerut-o și a primit-o în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă funcționarii publici în scopul arătat mai sus a fost de 2500 de euro, însă demersurile sale nu au fost urmate de obținerea permisului de conducere de către inculpatul Docolina Ioan. În octombrie 2014, Voroneanu a pretins de la o persoană suma totală de 13.700 de euro, din care a primit efectiv 1.000 de euro, promițând că își va exercita influența pe lângă funcționarii din cadrul Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere, în vederea emiterii în mod fraudulos de permise de conducere, atât pentru ea cât și pentru alte 5 persoane, pentru a ascunde adevărata proveniență a acestei sume de bani ca preț al exercitării influenței pretinse la data de 24 octombrie, inculpatul i-a cerut persoanei respective să încheie un contract autentic de împrumut pentru suma de 1.000 de euro, unui apropiat de al său. În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unui cont bancar.